E și cu tavanul mai jos, știți de ce? Că la iarnă, zăpada toată, nu o să mai stea pe casă. Și în este pe casă, automat, nu mai ce să filtreze apa până acoperiș, că toată zăpada care o să vină, ea o să alunece. Pentru că eu, mintea mea, m-am gândit să iau niște ulei ars cu trafaletul și dau cu trafaletul, mânjesc toată tabla cu ulei ars. De ce? Mânjind tabla cu ulei, apa nu mai stă pe ea. Nici zăpada, nimic. Tot ce pică pe tabla alunecă jos. Că alunecă pe uleiul ăla. Cu ulei ars. Ulei ars. Uleiul ars este acel ulei care să... Nu am văzut o covrată schimbă de ulei la mașină? Da? Nu, eu dar știu cum arată. Ăla este. Ăla consumat deja de la mașină, care nu se mai folosește. Așa, și vrei să le dai pe ulei pe casă? Da. Dau pe tablă. Păi să dă și pe garduri cu așa ceva. Ok, dar ai văzut undeva mai ceva asta? Eu pe casă n-am auzit la nu. Nu, dar o inventez eu. Ce, e greu? În momentul, după ce dau cu uleiul, o să pun pe Ramona să iau o găleată de apă, să arunce pe casă. Să vedem cu ce viteză vine apa înapoi. Și să vedeți dumneavoastră... Ia să vine... Ce, cum trebuie să vină apa? Deci, în momentul când, după ce ai dat cu uleiul, în momentul când apa a picat pe el, ciu, imediat să și... Imediat vine clipa 2, îți pică apa în gură direct, dacă nu te-a dat la o parte. Și o să fie mult mai bine. Gândiți-vă, apa ca apa, ca apa oricum vine și fără ulei. Da. Nu stă. Dar ce te faci la iarnă când o ploua puțin, îngheat, dă un îngheț și după aia strage o zăpadă strașnică. Zăpada aia pe înghețul ăla, pe pălăiul ăla, nu se prinde la tablă. Mai pleacă zăpada aia la vale, acolo nu mai pleacă. Și când dă soarele și se topește zăpada până se topește pe găurile alea de la tablă, îți intră apă, spicură, pe tavan. Dar există o metodă și pentru găurile de la tavan. Se numește... Așa zis, un silicon. Silicon pentru tablă. Siliconul ăla, iei, te urci frumos cu el pe pod, are o pompiță mică și la fiecare găurică dai unde ai găurică, că n-am multe găuri pe ea, dai la fiecare găurică cu silicon de la, dai un pic cu degetul și ăla e cauciucat. În momentul când a intrat în gaură, el își mărește volumul și apa de el jos nu trece. Și n-am mai mult de vreo 20 de găuri numărate de mine pe parte. Dar cum îi dai? De ce s-au făcut atât de mult? Când am pus tabla, eu n-am mai pus cândurile de fiecare dată, la fiecare acoperiș să se protrivească. Și dădeam pe lângă, pe între ea, zic noi, bai, o gaură în plus și mai contează. Mergeam pe o gaură în plus, dă-l dracu și pe partea aia, și o gaură în plus, aia, da, o gaură, dă-o dracu. Nu-i mare, e o gaură mică, ască, mai trebuie și aerisire, aer condiționat. Și acum există ceva de învelit, mi-a zis cineva că există, cineva de străinătate, mi-a zis că există niște... carton bitumat. Cartonul bitumat e ceva cu un fel de cauciucat cu bitum. Stai că nu carton bitumat, i-a zis, doamne. Mi-aduc eu aminte că șindrilă bitumată. Șindrilă bitumată. Aia e cauciucată, să dă la val. Aia ai luat-o de aici, ai dat valul peste casă, direct, mergi de acolo până acolo cu ea. Mi-a zis că decât că intră mai greu cu unia ca în tablă, că e cauciucată, e groasă, de-aia ține 20-30 de ani. Dar ce bine, la tine nu știu că o să țină 23 de ani, că dacă multe acoperișuri dintr-o săptămână într-alta, s-ar putea să o duc, să ducă dracu și aia. Păi da, nu. Eu nu știu. Eu nici ăsta nu are viață. Acum îl văd eu așa. Nu, știu. Vedem. Oricum, nu-i terminat. Că uite, aici am uitat să-l prind în cui. Uite, aici nu l-am înțepenit. Dar mi se pare așa că zic... Uite, vezi ce frumos... Mulțumit de asta mă sperie pe mine. Sunt foarte mulțumit, momentan, da. Altul mai bun ca ăsta nu găseai. Bine, eu aș vrea să fac un acoperiș ca lumea, să-l fac de jos, să nu mai stau să-l urc sus, mă, urc sus acolo, să acoperiș, să-l fac de jos. Adică cât are camerate, lungime. Bun, batem doi pe acolo, e stumul, punem traversele tot și pe urmă, dar să mai ai pe cineva cu tine, făcut cu un scripet eventual, și pe urmă, da, să fie la măsură, fix, să cadă acoperișul. În momentul când l-ai luat de aici și l-ai ridicat în sus și l-ai pus pe că l-ai atașat de casă, să intre exact unde trebuie. Doar îl prinzi în cuie sus acolo. Lego de alea, te joci cu Lego tu. Faci. Eu am crezut că vrei să pleci cu el de aici și să te rămâi acolo. Ca alea la munte, așa. Ba da, urmează ăla să facem, dacă nu o schimba proiectul. Că schimbăm, casa nu va rămâne așa, pe lung, încoace. Trebuie să venim cu ea până pe aici, să fie tot, deci aceeași. Casa să fie de acolo până acolo, practic. De să vină de aici. Eu asta vreau, să găsesc niște materiale lungi, la distanța asta, câți metri am de aici până acolo.
Am 10 metri. Să găsesc pătrat la 10 metri lungime. Asta numai pe comandă se poate da. Pătrat la 10 metri pe comandă și atunci te duci, frate, dungă. Iei 20-30 de pătrați de ăștia, ți-ai dus de aici până acolo, dungă, nu mai ai treabă cu el. Te-ai tras frumos pe aici niște pătrați drepți, pe partea de altă, iar la fel. Te-ai dus cu traversă de tavan invers, acoperiș, te-ai ridicat sus și la revedere. Și te duci în sus cât vrei tu. Serios, toate schimbările astea de acoperiș, nu știu, mi se pare că ți-a strâmbat casa. Tu zici tu că uite de găurile alea pe acolo, ce-i cu el? Uite astea de aici. Care iară? Uite astea și uite ce strâmb e ăsta de aici. Ăsta. Ăsta nu are treabă, domnul Răzvan. Nu are probleme, că deocamdată... Știu, ești, uite, el șade așa, uite. Vezi că nu se mișcă, uite casa, uite. Uite, uite, împing eu, uite, uite. Nu se întâmplă nimic. Ei, mi-aduce cineva un cort acum, luna viitoare. Un cort mare. Și o să ne mutăm în cort cu toate ustensilele și atunci intrăm în demolare generală. Tot complet până jos și... Ce-i cu cortul ăsta? Cum e că te muți în cort? Dar știi că eu te-am găsit toată în cort pe vremuri aici? Că ai avut un cort aici? Mai ții minte? Da. Nu la canal de... Te-am găsit un cort aici? Păi da, ei mi-l cumpărase. Da? Da? Acum asta va fi un cort mare de 6x6. Și de ce ți-l aduce? Mi-l aduce... A zice, băi Arturile, zice, stai și tu în cort, vara, stai și tu frumos, pui televizorul, stai și tu frumos la soare, îți aduc o masă de aia de sticlă, zice, frumoasă, zice, da, zice, să vedem, zice, și mi-a zis așa, zice, băi, ce, dacă vrei, ce, vara, ce, poți să dori și în cort, poți să spui pe atunci că nu te plouă în cort. Și, cum sunt eu inventiv, m-am gândit ce fac. Îmi acoperiș și la cort. Nu, îi pun niște USB-uri la cort, roată pe margine, adică să fie pereți pentru iarnă. Înțelegeți? Pe care vara să-i desfac înapoi. Iar toamna îi pun, în septembrie îi pun, în mai îi desfac. De săracul cornii nu știe ce l-așteaptă când să vină aici. Și va fi un acoperiș trăznet. Deci, da, vedem deocamdată. Sau dacă nu, vedem cum facem să fac un fel de balconaj, să pun cortul sus. Pe balcon. Da. Deci este... De unde ce că ai îndreptat tu casa? Unde se dusese? În ce part o luase? Încoace o luase. Am împins-o cu mâna. Amândoi și eu și la mână. Hai la mână, pune umărul sub ea, că asta ne apără de ploaie. Și am împins-o și... Nu, n-am mai plecat. Dar bine, am împins-o când a fost fără acoperiș. Și acum o ține acoperișul, știți de ce? Că e grinda care ține după asta, până pe lemnul altul și pe lemnul altul. Și fiind lemnele băgate o jumătate de metru în pământ, ele se țin între ele. Și nu mai pleacă. N-are unde. Pentru că azi noapte a fost o tentă de vijelie, de vreo 3-4 ori. A fost vijelie nițel cam puternică și eu ziceam, aoleu, s-o dărâma casa noastră sau s-o dărâma cotețul la câine? Rămâne acelasă cotețul de casa noastră, zice deocamdată, că zice, asta e problema. Zice, zic, stai liniștită că e proiectată bine. Eu știu ce avem în ea. Știu ce platformă avem pe ea și nu se întâmplă nimica. Bine că acum când o să fac paile alte, o să bag țeavă în beton. Și o să bag stâlpi în țeavă de un beton și atunci o să se schimbe treaba. O să fie altă mâncare de pește. Înțelegeți dumneavoastră. Deci acoperișul este bun.